Acum o săptămână eram cu bisericile românești din Paris. Și ce sărbătoare credeți că am sărbătorit acum o săptămână acolo? Tot rusaliile. Și iată că mi-e dat să sărbătoresc a doua oară sărbătoarea cinzecimii în acest an. Însă mi-am zis Cred că e normal să fie așa, să sărbătorim nu de două ori, ci, să sărbătorim, ci să sărbătorim de multe ori. Pentru că la cinzecime Domnul ne-a dat cea mai mare binecuvântare, să-L avem pe Duhul Sfânt cu noi și în noi în fiecare zi. Lucrul acesta este motiv de bucurie pentru fiecare dintre noi, și cred că e drept într-o zi ca și asta să vorbim despre Duhul Sfânt și despre coborârea Duhului Sfânt nu ca despre un fapt istoric numai. Chiar dacă istoric vorbind, noi putem așeza ziua cinzecimii undeva în calendar. Însă aș vrea să înțelegem că atunci când vorbim despre revărsarea Duhului Sfânt, ar trebui să înțelegem că ea trebuie să fie exact așa cum se cânta, o sărbătoare permanentă, să-L sărbăm în permanență pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. În biserica primară, frații mei și surorile mele, botezul cu Duhul Sfânt era o normalitate. În biserica penticostală, în urmă cu câteva zeci de ani, botezul cu Duhul Sfânt era o normalitate. Însă îmi pare rău să știu că vremea în care trăim este o vreme în care credincioșii, inclusiv cei penticostali, și-au pierdut interesul și au lăsat deoparte căutarea acestei binecuvântări pe care o dă Dumnezeu. Există astăzi învățături de tot felul. Sunt unii care cu Scriptura în mână ne spun că sărbătoarea cinzecimii, revărsarea Duhului Sfânt, este un fenomen istoric numai. Și că nu ar fi un fenomen repetabil. Însă, dragii mei, eu le-aș da dreptate celor ce zic că cinzecimea nu e un fenomen repetabil. Dacă n-aș găsi scris în Scriptură un verset, fapte 2 cu 39, ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. În fapte la capitolul 2 cu versetul 39, vorbind despre revărsarea Duhului Sfânt, despre botezul cu Duhul Sfânt, Apostolul Petru predica și zicea, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Asta mă face pe mine să înțeleg, dragii mei, că și credincioșii din secolul 21 pot să fie beneficiarii acestei promisiuni. Era să ziceți amin cu toți, dar n-a ieșit. Toți pot să fie beneficiarii acestei făgăduințe. Și de ce spun lucrul acesta, dragii mei? Multe dintre cele scrise în Scriptură sunt lăsate ca să înțelegem că ele sunt evenimente repetabile. De exemplu, răstignirea lui Hristos, a Mântuitorului nostru, a fost un fenomen istoric. Dar știți ce zice Apostolul Pavel, târziu după răstignirea lui Hristos? Zice: Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Știți ce înseamnă aceasta? Că pentru un creștin nou testamentar, răstignirea lui Hristos trebuie să fie un lucru viu, un lucru care stăruiește înaintea ochilor Lui. Și azi dimineața am avut aici cina Domnului. La cina Domnului, tocmai spre asta ne concentrăm, spre Hristos și-l răstignit, prin a cărui răstignire a plătit prețul nespus de mare pentru mântuirea noastră. Așadar, răstignirea lui Hristos este un act istoric, dar și un act repetabil în viața noastră a fiecăruia. Nu poți să fii un credincios dacă nu-ți răstignești firea pământească împreună cu poftele ei, acolo împreună cu Hristos. De aceea răstignirea lui Hristos rămâne un act permanent sub privirile noastre, în ochii noștri. Învierea lui Hristos a fost și ea un act istoric care poate fi pusă undeva într-un calendar. Însă, dragii mei, trebuie să vă amintesc Că ea este și un act repetabil. Pentru că vă rog să luați în considerare că spune Scriptura în Romani la capitolul 6 despre cei ce se botează, că sunt botezați în moartea Domnului și apoi ridicați la o viață nouă prin învierea lui Hristos. Prin urmare, credincioșii Noului Testament trebuie să înțeleagă că și învierea Domnului este un act. Repetabil în viața noastră de credință. Noi, toți cei credincioși, trăim nu doar cu amintirea unui trecut glorios care a fost uh, produs prin lucrarea lui Hristos, ci trebuie să ne gândim la un prezent glorios în care Hristos face ca noi să gustăm din moartea Lui, să gustăm din învierea Lui. Și în același fel vă spun astăzi și cinzecimea este un fenomen repetabil. Da, ea poate fi trecută în calendare, ea poate să fie un act istoric, dar este în același timp un fenomen repetabil. Și aș vrea astăzi să înțelegem fiecare dintre noi că atunci când ne întoarcem la Domnul, viața de credință are de-a face cu trecutul nostru, cu prezentul nostru, dar și cu viitorul nostru. Când în viața de credință ne întorcem fața către Dumnezeu, de ce credeți că ni se cere să facem botezul în apă? Ce înseamnă botezul în apă? Este îngroparea noastră împreună cu Hristos și prin botezul în apă Dumnezeu ne arată că El rezolvă trecutul nostru. Și slăvit să fie Domnul că El face lucrul acesta. Ascultați ce scrie Nefeseni. Pasajul acela care vorbește despre familie, dar care este suficient de grăitor, zice așa. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o la timpul trecut, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Aș vrea să înțelegem așadar. Că lucrarea mântuitoare a lui Hristos caută să rezolve trecutul nostru și îl slăvim pe Domnul, că trecutul nostru a fost curățat, cum zice o cântare, a fost curățat de mult. Suntem bucuroși că Domnul a rezolvat problema trecutului nostru. Este vital să facem botezul în apă. Este o necesitate pentru fiecare dintre noi. Pentru că sunt unii care spun dacă credem e destul. Dragii mei, cine crede și se botează, acela va fi mântuit, zice Scriptura. Trebuie să crezi, dar trebuie să te botezi, pentru că botezul este acea declarație publică a faptului că El, Hristos, a rezolvat trecutul tău, ți-a spălat păcatele, a curățit tot ceea ce a fost murdar în viața ta. Și odată ce suntem curățiți, ne stă înainte prezentul, și ne stă înainte viitorul. Știți ce este important? Este important să înțelegem fiecare dintre noi că pentru trăirea unei vieți creștine de calitate, pentru trăirea în mod plenar a vieții de credință, avem nevoie, așa cum se spunea dimineața aici, avem nevoie de putere de sus. Și această putere se capătă. Prin Duhul Sfânt. Eu sunt bucuros că Dumnezeu a vrut să poarte grijă de viața noastră de credință în întregul ei. El ne-a rezolvat trecutul. El ne dă putere pentru prezent, dar el ne asigură viitorul fericit împreună cu el. Ce e botezul cu Duhul Sfânt? Și vreau să vă spun, frați și surori, adunați într-o biserică pentecostală astăzi. Botezul cu Duhul Sfânt. Este o realitate tot atât de importantă ca și cea pe care ați văzut-o acum două săptămâni aici, în Baptistierul nostru. Acum două săptămâni ați văzut aici oameni botezați în apă. Exact în același fel. Biserica trebuie să vadă oameni botezați cu Duhul Sfânt. Și vreau să înțelegem fiecare dintre noi că botezul cu Duhul Sfânt presupune umplere. Asta înseamnă umplerea noastră cu Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Vai, din nefericire ne lăsăm umpluți cu atâtea lucruri în lumea aceasta. De ce credeți că Apostolul Pavel, scriind de fesenilor, le spune așa? Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Din potrivă, fiți plini de Duh. Știți de ce? Pentru că există din nefericire oameni chiar în sânul bisericii care se uită după satisfacții peste gard, undeva în lumea aceasta și caută satisfacțiile în lumea acesteia ca prin ele să-și găsească împlinire și bucurie. Uitând că de fapt Domnul ne-a pus la îndemână posibilitatea celor mai mari satisfacții atunci când căutăm umplerea cu Duhul Sfânt. De aceea, dragii mei, în această seară, prin cuvântul pe care îl aduc înaintea dumneavoastră, vreau să vă aduc aminte fiecăruia dintre dumneavoastră că botezul cu Duhul Sfânt poate fi exact ca și botezul în apă. Un act cu martori, un act al trăirii noastre personale și vreau să știți că botezul cu Duhul Sfânt, vă spun în această zi de Rusalii, Botezul cu Duhul Sfânt nu e același lucru cu pocăința. Botezul cu Duhul Sfânt nu e același lucru cu credința. Botezul cu Duhul Sfânt nu e același lucru cu botezul în apă. Ci botezul cu Duhul Sfânt este un eveniment cu martori. Mărturisește cel ce a primit botezul și mărturisește și cei din jur. Există o evidență clară a botezului cu Duhul Sfânt. De ce spun lucrul acesta? Când spunem despre cineva că este plin de ceva? Ia gândiți-vă la un om plin de mânie. Ați auzit oameni expresia aceasta? Oameni plin de mânie. Cum e un om care e plin de mânie? Unde îl înțepi, mânie iese din el, nu-i așa? Dar un om plin de bucurie. Unde l-a înțepat, bucurie iese din el. E în stare să râdă și să facă haz de necaz. Un om plin de bucurie. Un om plin de Duhul Sfânt. Și vreau să înțelegeți că expresia aceasta este o expresie biblică. Un om plin de Duhul Sfânt este omul a cărui viață este condusă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și în tot ceea ce face omul acela se vede lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în viața lui. Vă duc aminte de chemarea pe care l a lansat-o Spune în Ioan la capitolul 7, versetele 37, 38 și 39, spune următoarele cuvinte. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie cum zice Scriptura? Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit. Dragii mei, aș vrea astăzi să înțelegem fiecare dintre noi că atunci când suntem plini de Duhul Sfânt, ceea ce este în noi curge în afară. Și dacă am înțelege lucrul acesta, ne-ar fi de mare folos fiecăruia dintre noi. Aș vrea în această seară însă, dragii mei, să înțelegem câteva adevăruri care sunt foarte importante și mesajul meu este un mesaj menit să vă aduc aminte fiecăruia dintre dumneavoastră că există o realitate a botezului cu Duhul Sfânt exact ca în fapte 2. Când? În secolul 21. Aici, în biserica noastră, s-au făcut rugăciuni speciale pentru umplerea cu Duhul Sfânt și au fost tineri din biserica noastră care mărturisesc că Domnul lucrează în același fel. Și aș vrea să vă aduc aminte, creștinismul nu este o religie istorică, el este o trăire a timpului prezent și creștinismul este absolut uimitor în felul lui de trăire. Și aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi că exact așa cum ne este prezentat creștinismul pe paginile Sfintelor Scripturi, așa poate fi trăit el astăzi de fiecare dintre noi. Uitați-vă în Scriptură. să vezi pe Apostolul Petru Pescarul, care predică o predică. În ziua cinzecimii, știți câți oameni s-au întors la Domnul în urma unei singure predici? aproape 3000 de suflete. ce e asta? Este lucrarea supranaturală pe care o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Sau, să vezi doi oameni simplu, simpli, pe Petru și pe Ioan, că se duceau la templu și acolo la poarta frumoasă s-au oprit în dreptul unui cercetător, a unui olog, care stătea și cercea. S-au oprit în dreptul lui, ce credeți că i-a determinat pe ei să zică, argin și aur n-am, dar ce am îți dau? În numele Lui Iisus Hristos, scoală și umblă. În ei era puterea Duhului Sfânt, o realitate. Sau, s auzit despre doi impostori care s-au infiltrat în biserică, Anania și Safira, și care se întâlnesc cu apostolul Domnului, cu Petru, și stau înaintea apostolului să facă impresie, să-l impresioneze pe apostol cu dărnicia lor. Și acolo, în fața apostolului Petru, au căzut unul după altul fulgerați de moarte. Ce asta? Este lucrarea Duhului Sfânt. Sau gândiți-vă dumneavoastră, s-auzi despre doi întemnițați, Pavel și Sila, fapte 16. Stăteau închiși în temniță cu mâinile în lanțuri și cu picioarele în butuci? și cântau plin de Duhul Sfânt cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat? S-a zguduit locul acela, s-a zguduit temnița în care erau închiși, s-au rupt lanțurile, s-au rupt legăturile și au fost eliberați, iar porțile închise sau au deschis în fața lor. Ce a însemnat toată această lucrare? A fost lucrarea prezenței Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Sau s-a despre învierea Tabitei, despre învierea lui Eutih, sau să auzi despre logul Enea, care a fost ridicat prin puterea acelui ași Duc Sfânt. Dragii mei, veți zice, acestea sunt istorii biblice și de demult. Însă vreau să vă aduc aminte astăzi. Dumnezeu nu s-a schimbat. Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. Același este și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și îmi pare ciudat să știu că astăzi, noi, ca oameni, stăm și dezbatem, dezbatem în mod serios și la nesfârșit problema Duhului Sfânt. Dacă e așa sau nu e așa, dacă Duhul Sfânt mai lucrează sau nu mai lucrează. Noi, în vremurile acestea, ne dezbinăm și ne împărțim în diferite grupări religioase și în diferite confesiuni, tocmai pe aceeași temă a puterii Duhului Sfânt și a lucrării Duhului Sfânt. Facem denominații pe această temă și nu se justifică, dragii mei. Aș vrea să înțelegem că în loc să facem toate acestea, ar fi bine să ne apucăm și să-l căutăm pe Dumnezeu pentru realitățile spirituale pe care le-au trăit cei din Cartea Faptele Apostolilor ca să le trăim și noi în același fel. Dragii mei, creștinismul nu este o religie apatică, ci din potrivă, creștinismul este cea mai frumoasă viață pe care poate să o trăiască cineva. O viață de aventură, mereu proaspătă cu Dumnezeu. Când trăiești lucrări extraordinare cu Dumnezeu, când poți să mărturisești minunile lui Dumnezeu, când poți să-l vezi pe Dumnezeu lucrând în viața ta însă pentru aceasta, ca să vezi frumusețea vieții de credință, avem nevoie și vă rog să mă ascultați bine, avem nevoie să-l căutăm în fiecare zi pe Domnul. Copilăria mea trăită într-o biserică penticostală de pe Valea Someșului. A fost o copilărie care m-a făcut să văd cine este Dumnezeu și ce poate să facă Dumnezeu. Mi-a fost dat să aud prorociile Domnului. Mi-a fost dat să mărturisesc lucrările Domnului. Când eram în clasa a noua, cred că m-am dus în vacanță de la Timișoara și m-am dus la rugăciune și un frate de acolo mi-a spus așa, Nelu, te-am văzut într-o vedenie. Era îmbrăcat în uniform, așa era pe vremea aceea, se părea, purta uniformă de școală. Mi-a spus, m-a descris exact cum era, în un uniformă de școală, erai alături cu un băiat pe care mi l-a descris exact, era un prieten, un coleg de clasă, mi l-a descris exact și mi-a spus toate cele și zicea, v-am văzut mergând pe o stradă și făcând așa și așa. așa. M-au trecut fiorii din crește până în tălp și am zis, Doamne, ochiul Tău vede până departe. Copilăria mea a fost marcată de lucrările Duhului Sfânt și vă spun aceasta de ce? Ca să înțelegem încă o dată, Dumnezeu nu s-a schimbat. Ne-am schimbat noi oamenii și am lăsat apatia să pătrundă în viețile noastre. V-am mai spus și altă dată, eram copil de câțiva ani, nici nu mai știu în ce clasă eram când în sat la noi, la un moment dat, ca să vedeți lucrarea Duhului Sfânt, în sat la noi un om era, așa se vorbea în sat, toți oamenii se cunoșteau acolo și vorbeau despre Iosif Pop, că e pe moarte, că e în comă la spital la Cluj. Lucrase omul în mine, avea, avusese silicoză și era gata de ducă. S-a dus soția lui la el, acolo la spital și la un moment dat, când era ea lângă el, s-a trezit Iosif din comă. Era un om care se apropia de vreo 60 de ani. S-a trezit din comă și când s-a trezit i-a spus soției lui așa. Trejica, să știi că n-am să mor. A venit la mine un om îmbrăcat în haine albe și mi-a spus Iosif, tu n să mori tu te vei duce înapoi în sat și când ajungi în sat să-l cauți pe Badea Ion. Badea Ion era bunicul meu. Și el o să-ți spună tot ce trebuie să faci. Și a mai spus ceva omul acela când în discuția cu soția lui i-a spus așa, ba mai mai spus că o să avem un copil. Acum gândiți-vă, el era de-abia trezit din comă o să avem un copil de parte bărbătească, așa mi-a zis omul acela îmbrăcat în haine albe. Și că trebuie să-i punem numele Viorel. Femeia aceea săraca, neumblată pe la biserică, a venit în sat și a început să spună la tot satul. Ce i-a spus Iosif? O țin minte, așa ca și copil pe mama, era îngrijorată și vorbea cu... Acum Iosif începea să vină la, la biserică, la adunare între pocăiți, biserica, erau câțiva oameni care se adunau acolo, începea să vină în adunare, știau oamenii că el se pocăiește, că așa i-a spus lui un om îmbrăcat în haine albe, să-l caute pe Badea Ion și îl țin minte și acum mă duceam la bunicu și bietul om îmbrăcat cu un suman gros pentru că era frig mereu datorită bolii prin care a trecut, era slăbit, stătea după sob acolo la bunicu, plin de frig, și bunicul mereu îi spunea din scriptură ce să facă. El venea la biserică, dar acum a apărut îngrijorarea aceasta. Cum e cu ceea ce i a spus, că va avea un copil. Și interesant, soția lui a rămas însărcinată peste ceva vreme. Gândiți-vă că nu mai erau oameni tineri. A rămas soția lui însărcinată și o ozeam pe mama, vorbea cu alte surori din biserică și zicea Vai, dar să nu ne facem de minune, dacă nu-i băiat acum dacă nu-i fecior, așa cum se zicea la noi, cum o fi? Numai că a fost exact așa cum a zis Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și de ce vă spun lucrurile acestea, dragii mei? Nu ca să vă spun istorii, ci ca să înțelegeți că Duhul Sfânt continuă să lucreze. Asta era în secolul trecut, în secolul 20. Dar să știți că lucrează și în secolul 21. Vreau să înțelegeți lucrul acesta și într-adevăr s-a născut un băiat exact așa cum a fost cuvântul rostit. Omul acela s-a pocăit, dar ascultați-mă bine, savuram ceea ce omul acela făcea, venea la noi în casă. Stătea pe scaun, vorbea cu părinții mei și eu eram copilul acela absent prin casă, care îmi vedeam de treaba mea, dar ciuleam urechea la ceea ce se întâmplă și la ceea ce vorbeau. Și vorbeau despre lucrările Duhului Sfânt, pe omul acela, ascultați-mă, Duhul Sfânt îl folosea ca pe Samson, îl mișca între o localitate și alta și îl trimitea Duhul Sfânt Dute în satul cutare, țin minte cum mărturisea că a fost în cutare loc, trimis, dute acolo, vorbește cu ei, spune-le acest lucru Și oamenii erau copleșiți de minunile lui Dumnezeu Și a fost foarte ciudat că omul acesta, după ce s-a pocăit, a mai trăit numai 2 ani, nu mai mult după doi ani, avea un copil mic. După doi ani, a venit dintr-un loc în care l-a trimis Duhul Sfânt. Își cumpărase de la oraș o sticlă cu ulei într-o pungă, din asta venea cu ea acasă. Și a coborât din autobuzul care l-a ducea acasă, a făcut imprudența, dar așa trebuia să fie, să treacă prin fața autobuzului ca să traverseze strada, a venit o mașină din spate, l-a luat și s-a dus în veșnicie. Însă, dragii mei, vedenile omului aceluia, mărturisirea lor m-a marcat. Și de ce vă spun asta, dragii mei? Ca să înțelegeți că trăirea în plinătatea Duhului Sfânt nu este o poveste. Oamenii se miră de asta. Uitați-vă la cinzecime, se întrebau ce va să zică asta. Ce sunt lucrurile acestea? Dragii mei, eu sunt aici să vă aduc aminte fiecăruia dintre dumneavoastră că Isus Hristos trăiește și El a promis înainte de a se înălța la ceruri că nu ne lasă orfan, ci trimite un mângăietor care să fie cu noi și în noi. Și mângăietorul acesta ne călăuzește. O altă mărturie pe care fratele Mihalaș, un om care mi-a fost drag și l-ascultam întotdeauna cu plăcere, mărturia aceasta este chiar trecută în monografia cultului pentecostal. Un frate cu numele Vasile Schipor îi mărturisea fratelui Mihalaș trăirile lui în timpul războiului. Zicea că a primit la un moment dat ordin de incorporare să se ducă la război. Avea deja câțiva copii, omul era îngrijorat de ceea ce se întâmplă și a stat înaintea lui Dumnezeu un bărbat plin de Duhul Sfânt și a zis, Doamne, trebuie să mă duc, n-am ce să fac, legea mă obligă să mă duc la război. Dar, Doamne, Tu știi că mi-am trăit viața în curăție și în sfințenie, aș vrea să-mi trăiesc în continuare viața în sfințenie, Doamne, ajută-mă să nu fac rău nimănui, să nu omor pe nimeni, să nu se întâmple nimic rău și eu te rog, ajută-mă să ajung înapoi acasă. Mihalaș avea felul lui de a fi, zicea, mă duceam la Vasile Schipor, stăteam sub nucul lui bătrân și ziceam, frate Vasile, mai spunem o dată. Și începea fratele Vasile să-i mai spun o dată. Cum s-a dus, i-au încredințat arma, l-au înrolat cu ceilalți și s-a dus la război. Și au fost ani în care omul s-a dus și zicea, ținea și el arma în mână, mai trăgea și el spre cer sau în stânga și în dreapta, pentru că era hotărât să nu facă rău nimănui, să trăiască în sfințenie. Și zicea că a avut un moment crucial, de încercare maximă, dar el era sigur că e plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și fiți atenți, zicea așa, la un moment dat muniția se terminase și pentru ei și pentru inamici și stăteau față în față plutonele acelea două, stăteau față în față, aveau doar arma și baioneta la armă, atâta tot. La un moment dat s-au ridicat fiecare oameni fără muniție, s-au ridicat și au pus baioneta la armă și s-au îndreptat fiecare și căuta unul cu care să lupte, pe care să-l dobore pe câmpul de luptă. Și povestea acest Vasile Schipor, mi-am făcut rugăciunea și am zis, Doamne, până aici am putut să trăiesc frumos. Dar acum nu mai văd nicio ieșire. Doamne, mă încredințez în mâna Ta. Și zicea el, se apropiau inamicii unul de altul și-au început deja țipete, erau strigăte, picau în stânga, picau în dreapta, el se uita spre cineva care să vină spre el și într-adevăr se apropia un om cu ochi mongoloizi, se apropia de el, își ținea Vasile Schipor baioneta în mână, pregătit de luptă, celălalt venea și el cu baioneta, dar s-a oprit la o distanță considerabilă și niciunul nu mai îndrăznea să facă vreun pas s-au uitat unul la celălalt și la un moment dat îl pe omul cu ochii mongoloizi zicând doar cuvintele acestea, Iisus Hrista. Când au auzit asta, și-au scăpat amândoi armele și în timp ce în stânga picau, în dreapta cădeau alții, cei doi s-au îmbrățișat ca doi frați. Ce e asta, dragii mei? Nu e o poveste, e implicarea Duhului Sfânt în viața noastră. Și aș vrea să înțelegeți, dragii mei, fiecare dintre dumneavoastră, că trăirea cu Duhul Sfânt și împlinătatea Duhului Sfânt ne oferă experiențe extraordinare. Sunt oameni în jurul vostru, întrebați și veți vedea, câteodată noi încercăm să zicem, a, a fost o coincidență, așa s-a întâmplat, așa s-a întâmplat că Vasile Schipor să stea față în față cu un creștin. Așa s-a întâmplat că una sau alta, dragii mei, la Dumnezeu nu există coincidențe. La Dumnezeu există doar planuri. Însă oamenii care vor să acopere cu necredința lor planurile lui Dumnezeu, ei vor vorbi despre coincidențe. Ei bine, dragii mei, eu vreau astăzi să vă chem în numele Domnului Isus Hristos la câteva lucruri pe care le consider foarte importante. Vreau să vă chem întâi și întâi să fim creștini adevărați. A fi creștin adevărat înseamnă a fi un om plin de Duhul Sfânt. Și pentru aceasta e important să căutăm plinătatea Duhului Sfânt. E o poruncă în Scriptură care zice așa, nu vă îmbătați de vin, aceasta este de străbălare, din potrivă fiți plini de Duh. Nu-i destul că cei din Scriptură au avut trăiri înălțătoare. Nu-i destul că tatăl tău sau bunicul tău a avut trăiri înălțătoare. Nu e destul că un cunoscut de-al tău a avut trăiri înălțătoare. caută tu personal aceste trăiri. Și le vei găsi. Vedeți, câteodată ne mulțumim să fim penticostal din ăștia care credem lucrarea Duhului Sfânt. Mărturisim că Duhul Sfânt mai lucrează, dar lucrează pentru alții. Mărturisim că Duhul Sfânt lucrează, dar lucrează tot în dreptul altora. Ei bine, dragul meu, Astăzi aș vrea să te chem, să stai înaintea lui Dumnezeu și să zici, Doamne, eu vreau să fiu penticostalul în dreptul căruia să lucrezi Tu. În dreptul meu să lucrezi Tu, Doamne. În mod direct să lucrezi Tu. De aceea, astăzi, aș vrea să vă spun că dacă ați fost atenți, cuvântul cheie în fapte la capitolul 2, e deodată. Există schimbări pe care Dumnezeu le face deodată. Și aceasta pentru oamenii care caută plinătatea Duhului Sfânt. Oameni care se duc acasă, se așează în cămăruța lor și zic, Doamne, nu vreau să mă ridic de aici decât un om schimbat de Tine, un om cu trăiri înălțătoare, un om care trăiește în plinătatea Duhului Sfânt. Însă, pentru aceasta, dragii mei, e important să fim oameni hotărâți. Aș vrea să vă aduc aminte că este în Scriptură un tablou extraordinar, un tablou de mare folos nouă tuturor. Tabloul unui om cu numele Elisei, care a văzut ce face Dumnezeu prin ilie. A văzut cu ochii lui cum. Prin Ilie, Dumnezeu lucrează într-un mod extraordinar. Se roagă Ilie să vină ploie și vine ploie. Se roagă Ilie ca poporul să capete credința cea adevărată, să se lepede de bali și ajunge Ilie să vadă că tot Israelul strigă: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Îl vede pe Ilie și aude despre Ilie, care după ce aruncă apă peste jertfă, vede cum se coboare focul lui Dumnezeu din cer și aprinde jertfa aceea. Și Elisei își dorea și își dorea să poată să fie și el un om care să trăiască aceleași minune ale lui Dumnezeu. Elisei a fost un om simplu. Vă rog să luați în considerare. Era doar unul care turna apă pe mâinile lui Ilie, Elisei era un om simplu, un om ca oricare dintre noi, dar un om care a știut ce vrea. Și chemarea mea în această seară, prin cuvântul pe care îl rostesc, este, dragii mei, veniți să fim hotărâți să-l căutăm pe Domnul. Contează să fii un om hotărât în ceea ce faci. Ce înseamnă să fii un om hotărât? Vă rog să vă gândiți că, la un moment dat, Prorocul Ilie a fost anunțat de Dumnezeu că trebuie să fie luat la cer. S-a uitat la Elisei și a zis, Elisei, rămâi aici, căci Domnul mă trimite dincolo. Însă Elisei, care voia puterea lui Dumnezeu, a zis, Doamne, a zis, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu mă voi lăsa de tine, mă voi ține de tine. S-au dus cât s-au dus și la un moment dat, Elisei a zis, Elisei, tu rămâi aici, căci Domnul mă trimite mai departe. Viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi lăsa, ci vreau să mă țin de tine. Au mai mers cât au mers și la un moment dat au zis, Elisei rămâi aici, că Domnul mă trimite la Iordan. Viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te las. Insistența aceasta lui Elisei mă învață multe lucruri. Știți ce mă învață? Că cine vrea cu adevărat puterea lui Dumnezeu, trebuie să fie consecvent și stăruitor în căutarea ei. A stat Ilie lângă Elisei și a zis, bine, bine, văd că te ții de mine. Să știi că voi fi luat astăzi din locul acesta voi fi luat și răpit la cer. Dar spunem, ai vreo dorință pe care ai vrea să ți-o împlinesc? Am rămas uimit să-l văd pe Elisei ce știe să ceară. Ar fi putut să ceară, Doamne, să se coboare din cer, nu știu ce binecuvântare peste mine, să se coboare aur și argint, să se coboare nu mai știu ce. Dar Elisei a zis, aș vrea să vină peste mine o putere din Duhul tău. Asta e tot ce-mi doresc, puterea lui Dumnezeu. Și fiți atenți, zice Scriptura, că deodată a venit carul de foc, l-a luat pe Ilie la cer și a rămas Elisei jos, s-a uitat și a văzut carul acela, se făcea tot mai mic, tot mai mic și a început să strige Elisei cu glas tare, fără să se teamă că îl aude cineva, fără să se teamă că face gălăgie, a zis: Părinte, părinte, carul, călărimea lui Israel s-au dus. Și a stat cu mâinile goale, poate dezamăgit, acolo pe malul Iordanului. Însă, deodată, deodată, acolo sus pe cer, unde se uita el, a văzut un punct negru. Un punct care creștea care se făcea tot mai mare, tot mai mare, care se apropia de el, era mantaua lui Ilie, căruia Ilie îi dăduse drumul și deodată mantaua aceea a căzut lângă el. Și știți ce e interesant? Scriptura spune că Elisei s-a plecat, a luat mantaua, a făcut o sul, a stat în fața Iordanului și a pus o întrebare a zis, unde este acum Dumnezeul lui Ilie? Și n-a făcut decât să acționeze cum l-a văzut pe Ilie acționând. După ce a făcut mantaua asul, a lovit cu ea apele Iordanului zicând, unde este acum Dumnezeul lui Ilie? Și deodată s-a întâmplat exact ca pe vremea lui Ilie. Frate și soră, nu crezi că ar fi drept să ne punem această întrebare? Unde este acum Dumnezeul din fapte 2? Unde este acum Dumnezeul din odaia de sus? Haideți să ne punem această întrebare și vreau să înțelegem ceva fiecare dintre noi. Elisei a primit mantaua și vreau să, știu, să știți, -asigur, vă asigur, uitați-vă în Scriptură, numărați și veți vedea că Elisei are consemnat în Scriptură un număr dublu de minuni față de minunile pe care le-a făcut Ilie. A primit o îndoită putere, o dublă măsură din puterea aceea. Știți de ce? Pentru că a știut să caute cu insistență mantaua puterii lui Dumnezeu. În această zi de Rusalii, dragii mei, vreau să vă spun că mantaua este un simbol al puterii Duhului Sfânt. Și vă chem astăzi în numele Domnului Isus Hristos să înțelegeți cum se poate căpăta mantaua. În primul rând, dacă vrei puterea aceasta a Duhului Sfânt, în primul rând trebuie să vezi că ai nevoie de ea. Ascultați-mă bine, de crezi că te descurci cu puterile tale, Dumnezeu te lasă să te descurci cu puterile tale de crezi că n-ai nevoie de puterea aceasta a Duhului Sfânt. Dumnezeu te lasă, trăiește viața de credință cum vrei tu. Viața de credință, dacă o iei așa ca și cu mașina, e așa de frumoasă când mașina te duce ea pe tine, dar e așa de greu cu o mașină când trebuie să o împingi tu și să o duci nu știu unde. Așa e viața de credință. Când Duhul Sfânt este în tine și puterea Lui te umple, te poartă Duhul Sfânt din biruință în biruință. Când vrei să trăiești viața de credință prin puterea ta, e ca și cum ai împinge mașina aia tu de unul singur. Și transpir și zici, e greu astăzi să fii pocăit. Astăzi e greu să fii pocăit. Dragul meu, când trăiești în plinătatea Duhului Sfânt, uitați-vă la creștinii din biserica primară, N-au zis că e greu să fii pocăit. Unii dintre ei coborau din arene și se duceau acolo în fața animalelor sălbatice ca să mărturisească că și ei sunt ai lui Hristos. Nu era greu să fii creștin. Cum nu e greu să fii creștin când ești plin de Duhul Sfânt. Dar dacă vrei puterea aceasta care să te întărească în viața de credință, întâi trebuie să ai nevoie de ea și eu zic amin. Trebuie să simți această nevoie. După aceea, trebuie să o ceri în mod stăruitor, așa cum a făcut Elisei către Ilie. A zis, nu mă las, eu nu mă las, mă mai duc, rămâi aici, nu, mai merg după tine, mai rămâi aici, nu, vreau să mă țin de tine. Trebuie să o ceri cu stăruință. Ucenicii au stat în rugăciune după înălțarea Domnului la cer 10 zile. Gândiți-vă dumneavoastră, bine, stai o zi, stai două, stai nouă. Și de-abia în a zecea zi, au căpătat ce au cerut. Trebuie să o ceri stăruitor. Și vreau să vă asigur astăzi că Dumnezeu dă această binecuvântare. Trebuie să o cauți în mod insistent, așa cum Elisei a căutat să capete de la Ilie, care era omul lui Dumnezeu, să capete puterea aceasta. Trebuie să o cauți cu insistență. Ascultați-mă, când spun asta, să o cauți cu insistență. Știți istoria aceea, ilustrația aceea folosită adesea în predici despre Socrate care la un moment dat s-a întâlnit cu un tânăr care a venit la el în fugă și a zis, Socrate, vreau și eu să am înțelepciunea ta. Am nevoie și eu de înțelepciune, vreau și eu înțelepciunea ta. Și Socrate i-a zis, hai să o capeți. Hai să-ți arăt cum poți să o capeți. Erau pe malul mării și au zis, hai să intrăm în apă. Au intrat în apă și acolo în apă Socrate l-a luat pe tânărul acela și l-a băgat sub apă și l-a ținut, și l-a ținut, și l-a ținut. Și la un moment dat i-a dat drumul, a ieșit cel de acolo și i-a zis, Socrate, e bine, ce ai căutat mai mult, ce ți-a trebuit mai mult când ai fost acolo sub apă? La care el a zis, aer, aer. Când vei căuta înțelepciune așa cum ai căutat aerul, atunci o vei căpăta. Ei bine, când cauți Duhul Sfânt și puterea Lui în acest fel, când îl cauți pe Duhul Sfânt mai mult decât aerul, mai mult decât toate lucrurile, Dumnezeu dă Duhul Sfânt. Trebuie să aștepți cu nerăbdare lucrul acesta și trebuie să folosești lucrul acesta. De aceea astăzi vă chem, frații mei și surorile mele, n-aș vrea să treacă ziua de Rusalii doar cu o poveste frumoasă pusă înaintea noastră. O poveste de demult în care am mai auzit că ucenicii erau adunați în odaia de sus și acolo, deodată, vârșitul unui vânt puternic, limb de foc, vorbire în altă limbi și atâta tot. Nu e destul să auzim istorii, ci e important să trăim realități. Și de aceea, dragii mei, vă chem astăzi să stăm înaintea Domnului fiecare dintre noi și să zicem, Doamne, nu vrem să ne păcălim, ci vrem să trăim în plinătatea Duhului. Vrem să trăim o viață de credință, de calitate. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Veniți să avem un moment de închinare, un moment în care să chemăm prezența Domnului peste viața noastră, să chemăm ajutorul celui preanalt și să zicem Domnului, Doamne, avem nevoie și noi de putere de sus. Vreau să vă spun ceva așa cum stăm ridicați în picioare. Astăzi stăteam de vorbă cu cineva și mi-a zis așa, îți garantez, mi-a zis cineva așa, îți garantez că în doi ani în România căsătoriile între persoane de același sex vor fi aprobate. Îți garantez că în doi ani de zile o grămadă de alte lucruri murdare care vin din alte părți spre noi vor fi. Ascultați-mă ce vă spun înainte să începem să cântăm. Se arată vremuri grele la orizont. nu e așa că tu vrei să rămâi creștin până la capătul vieții? Așa ai spus acolo în apa botezului. Dar ascultă-mă bine, nu poți să rămâi un creștin adevărat decât atunci când ești umplut de Duhul Sfânt. Tocmai de aceea te chem. Nu uita eu n-am stat atâtea minute în fața ta ca să-ți spun povești. Am stat ridicat în fața ta ca să-ți spun că există o realitate a trăirii în plinătatea Duhului Sfânt. Și ca să poți să rapsi până la sfârșit, ca să poți să trăiești în mod plenar, ca să poți să umbli din biruință în biruință, nu vei putea prin puterea ta, ci numai și numai prin puterea Duhului Sfânt. De aceea, Aș vrea să rămână în inima ta un dor, să zici, Doamne, mai mult decât orice, îmi doresc plinătatea Duhului Sfânt. Îmi doresc botezul Duhului Sfânt. Îmi doresc umblarea sub călăuzirea Duhului Sfânt. Așa să cântăm, așa să ne rugăm și așa să plecăm de aici, cu această dorință aprinsă în inimă.